De asemenea, nu există niciun motiv pentru care să permitem politizarea managementului spitalelor în continuare. De aceea, această ordonanță prevede faptul că atunci când un manager, când o persoană este membru de cu o funcție de conducere într-un partid politic, nu poate fi manager de spital. Este foarte simplu. De asemenea, această ordonanță de urgență combate nepotismul. Nepotismul, care este un fenomen, este un flagel în sistemul sanitar românesc.